Da, cum să fie, groaznic, groaznic. Eram la Moldova Nouă, în Caraș-Severin, la un bloc cu 4 etaje, la etajul 1, când practic tot din casă mi-a picat jos, s-au crăpat pereții, au sticla toată spartă, a fost groaznic. Iar blocurile noastre sunt sub formă de U, atât a fost de puternic cât blocurile s-au desprins unul de celălalt. A fost groaznic. Se împlinesc 47 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977. În doar 56 de secunde, cutremurul a furat peste 1500 de vieți și a provocat cele mai mari pagube produse de un fenomen natural din istoria României. Cutremurul a pus practic la pământ sute de blocuri și case, iar sub marea de dărâmături au fost prinși mii de oameni. Un timișorean a mers la București imediat după cutremur pentru a ajuta la reconstrucția blocurilor. Imaginile de atunci îl vor urmări pentru toată viața. Ruină. O mare parte din București ruină. Mizerie, dărâmături. Păi ce a fost în cartierul militar să nu-ți povestesc. Când vine cutremurul, vine. Nu-l poți prevedea, nu poți să iei măsuri împotriva lui. Dacă ai ghinionul să fii în locul nepotrivit, împărăția celor sfinți. Dacă ai parte să fii într-altă parte, să scapi, uite, bă, am avut noroc că am scăpat. Dan, un alt timișorean care a fost la București după dezastrul natural colosal, descrie imaginile cutremurătoare din 77. Dărâmături, lume disperată, dezorganizare, deci treaba a fost pentru o surprindere totală. Cred că pentru toată lumea a fost surprinzător evenimentul. Vă este teamă, Doamne ferește, că s-ar mai putea să prindeți un cutremur de o asemenea intensitate acum, în viitorul apropiat? Mi-este foarte teamă, mai ales că n-am învățat nimic din experiența aia, nimic nu s-a făcut cu locurile de refugiu, e o debandată și un haos, până nici blocurile nu s-au făcut. După momentul ăla s-au luat niște măsuri, știți? Și s-au construit într-adevăr subsoluri multe, însă nu s-a îngrijit nimeni de ele. Și sunt convins că treaba prinde, deci Doamne ferește de o treabă din asta care prinde pe nepregătite și pentru o surpriză totală și pe oameni, dar și pe autorități. Nu e niciun fel de pregătire din asta pentru de rând, pentru populație, pentru că un fenomen din asta, o dramă din genul ăsta, e greu de gestionat. Dacă nu sunt, toată lumea intră în panică, nu sunt cursuri pentru intervenție de prim ajutor, se chinuie, văd Parafat că mai încearcă așa, dar nu e o cultură din asta. Tot mai mulți timișoreni se tem că un nou cutremur poate pune la pământ România. Vă este teamă de un nou posibil cutremur? Bineînțeles. Bă, n-ați văzut ce a spus domnul Mărmureanu, că putem să ne așteptăm la unul de aceeași intensitate? Dar în voia lui Dumnezeu, ce putem face altceva? Unde să fugim? Seismul din 1977 a avut loc la ora 21:21, într-o zi de vineri, fiind poate cele mai cumplite secunde din viața românilor de atunci.